6 ori 4 ani egal cât de aici? 28. Nu dă bine. 46. 46 împărțit la... 46 împărțit la... Bă, iară nu dă bine. Nu dă bine. 46 ori 2 egal... Mă, e mult. 92 de... Nu e bun. Nu. Cred că trebuie să facem altfel. 46 punct. Punem punct după 46. Și de la 46 până la 50 schimbăm destinația. Doamna Daniela, ce părere ai, nu? Ești de acord? Dragii mei, dacă vă dă cu virgulă, stați să vedeți cum poate să vă dea cu plus. Urmăriți, vă rog, un material. E 46 plus? 46 plus, nu? Un material despre plus. Și despre minus. Dar mai mult pe plus. Ia, urmăriți, vă rog, eu am să dau start. Doamna Daniela, ești gata? Da? Dăm drum. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Hristos a înviat! Am pornit la drum cu drapelul României, că despre asta este vorba în general în această perioadă. Da, aș fi vrut să am și un alt drapel, dar n-am, că n-au încă drapel, că e decât comună. Că dacă era țară, dar devine în curând țară, că la cum sunt oamenii de aici vreni, să știți că se poate transforma în țară. Suntem astăzi, dragilor, la Bogdănești. Na, aveați cum să vă recunoașteți că suntem așa mai incognito, să nu ne vadă multă lume, că nu ne iubește chiar toată lumea aici, dar cineva ne iubește. Se numește Daniel Pavel, este actualul, vreau să cred, încă viceprimarul, încă. Am zis bine, domnul Pavel, încă, dar nu mult timp, am câteva, două, trei săptămâni, mai răbdați. De fapt, mai mult aveți. Mandatul e până în septembrie. A zis că se pricepe. Dați-mi voie să vă strâng mâna. Adevărat înviat, bine ați venit. Ce faceți, domnul Pavel? Bine. Ca om, așa. Așteptam. Va plictiseal, așa, nu? Ca după o zi de muncă. Așteptam pe dumneavoastră. Ne-ați rugat să venim la dumneavoastră, că simțiți că e momentul să faceți rocada din viceprimar primar? Să trec de la un nivel la alt nivel. Eu am calculat, e momentul, să știți. Mie îmi dă. Eu zic că sunt pregătit și de asta mi-aș dori să trec la alt nivel. De ce spuneți voastră că sunteți pregătit? Explicați-le și oamenilor puțin. Ca viceprimar în comună, de 3 ani jumate, cred că mi-am făcut datoria destul de bine. Și de asta mi-aș dori să trec la un alt nivel. Fiind toată ziua prin comună, am ascultat doleanțele oamenilor, dorințele și cred că aș putea să facem mai mult decât s-a făcut până acum. De ce v-aș alege eu pe dumneavoastră primar? Că poate mi-e drag de dumneavoastră ca viceprimar, așa, și vreau să rămâneți viceprimar. Nu știu, poate am prins, nu știu, ți-l întreb și eu, sunt întrebări legitime. Păi, ținând cont, eu mă consider un om gospodar, okay. Și acasă și în comună. La vârsta de 14 ani am rămas fără tată și am luat viața în piept, să zicem așa. Mama, neavând bani ca să mă dea la școală, a făcut eforturi uriașe ca să pot să fac o școală. Pentru că eu am fost bun la școală, am fost premiant. La învățătură. La învățătură. Am făcut o școală profesională, după care am continuat și am făcut și studiile la liceul agricol, pe timpul se chema Vasile Lovinescu în prezent, din Fălticeni, unde... În urma cărora am obținut și diploma de bacalaureat. Că mi s-a mai reproșat că nu am facultate. Dar prin experiența căpătată în viață, cred că nici 10 facultăți nu mi-ar conferi această experiență pe care o am. În anul 2003 m-am căsătorit, în luna mai, iar în luna... Aia a fost o greșeală. Recunoașteți, da? Nu. N-a fost greșeală? N-a fost greșeală. A greșeală că ați făcut-o în mai. Și în 2003, dar să faceți mai devreme și în octombrie. Ca da, să... aveam 25 de ani. Da, eram târziu, cam la limită. Nu, eram nici târziu, nici prea devreme. 25 de ani, așa? Așa. Doamne, ajută, bine că ați putut să faceți. Deci, s-a făcut mai 2003. Căsătorit? În octombrie 2003 am decis să plecăm în Italia. Ca majoritatea tinerilor care... Din dorința de a ne face un viitor mai bun. Asta nu e o bună decizie, sau bună? Acum, dacă stau bine și calculez, cred că a fost o decizie bună. Că dacă rămâneam aici în comună, nu știu dacă aș fi realizat ce am realizat acum. Mi-am construit o casă, mi-am făcut o familie cât de cât... Nu suntem bogați, dar suntem o familie care... Corespunzătoare, acolo unde trebuie, exact. În zona da. Premium, ca să zicem așa. Cât da. Timp a stat în Italia? În Italia am stat exact 10 ani. În 2013 toamna am plecat și în 2013 ne-am întors acasă. 2020 și cât? 2003-2013. 2003-2013, după 10 ani de zile. În ce zonă ați fost în Italia? În zona pe lângă Napoli. Oh! Când am plecat de aici, am plecat cu cineva care făcea
să zicem, trafic de persoane. Că cu banii de la nuntă noi ne-am achiziționat o Dacia, după aia am vândut-o și am plătit 1.500 de euro comision ca să putem pleca. La călăuză, că atunci era... Nu era călăuză. Dar cum era? Că nu eram în Uniunea Europeană. Era cu 3 luni cu viză. Am înțeles, 2003, nu eram în Uniunea Europeană. Chiar mă gândeam la faptul că domnul aici ne-a promis ceva și când am ajuns acolo era altceva. Era bun de politician. Ce ați învățat în Italia? Apropo de administrație, sau ce ați văzut acolo și v-a plăcut atât de mult că ați vrea să se implementați aici? În primul rând, mentalitatea, nivelul de trai, altfel, serviciile medicale. Am înțeles. 2013. Ați venit la Bogdănești. Da. Cu doamnă cu tot, nu? Cu doamnă cu tot și cu o fetiță, prima fetiță. Am venit întâi, am născut soția în România, după aia am plecat din nou în Italia. Și am mai rămas 7-8 luni de zile și după aia am decis să ne întoarcem în totalitate. De ce? Curios. Bănuiesc că... aveam doar un singur salar, soția nu mai lucra și nu mai reușeam să punem nimic deoparte. Și aici era mai bine? Nu era mai bine, dar am venit aici, m-am apucat de construcții. Eu majoritatea timpului în Italia am făcut construcții și am zis că haide să începem să încep, de fapt, să fac ceva și aici. Și am încet am văzut că merge treaba. Am mai făcut un interior pe aici, pe acolo, m-am descurcat. Nu pot să zic că nu... Și în politică? În politică era cumva în preajma alegerilor. Cineva mi-a propus o... Habar nu aveam nimica de politică. 2020 asta zic, cred, nu? Da, cred că 2020. Da. Mi-a propus, dacă doresc să merg alături de dânsul, în calitate de consilier, adică să mă pună pe listă și să merg dânsul participa ca primar. Și de acolo a început toată nebunia. Dar am căpătat o experiență și prin asta m-am decis. Experiența care o aveam din afară și îmi doream ceva mai mult pentru comună, pentru copii, pentru familie și pentru toată lumea, nu în special pentru mine. De asta am decis să intru în politic. 2024, 4 ani de zile ați fost viceprimar, ați văzut ce se mănâncă. Știți cu primul ce se mănâncă? Am fost, da, cu siguranță. Am fost 4 ani, am fost consilier local. Am căpătat cât de cât experiență. La al doilea mandat am candidat-o ca consilier local. Am ieșit consilier local și cu ajutorul unor colegi din alte partide am reușit să ieși viceprimar. Adică să înțelegem cum vă pricepeți la politică din asta așa mai de culise, cum se spune. Adică vă dăm asta, mai lăsați dumneavoastră de acolo, mai... Deja... Probabil că cei care m-au votat au crezut în mine și de asta mi-au dat votul de încredere. Ce trebuie să faceți ca primar acum, în 2024-2028? În primul rând, noi avem un sistem de apă în comună care e un pic cam problematic. Avem avarii, nu zic zilnici, dar la câteva zile se întâmplă avarii. Trebuie o investiție majoră în sistemul de alimentare cu apă potabilă a comunei și de realizarea unor noi puțuri de apă. Dacă nu, degeaba avem țevile bune și nu avem apă, ci se pompă mițeavă. Deci, în primul rând, ar trebui făcute niște puțuri noi ca să suplimentăm apa și după aia trebuie făcut investiții la alimentarea cu apă. După aia avem canalizarea, care o parte din comună începută, e stația de epurare în construcții. Ar trebui terminată asta și după aia cu extinderea în toată comuna. Îmbunătățirea sistemului local de management al deșeurilor. Dacă am putea prinde un proiect cu niște ghene împărțite la toată comuna. Pubele? Nu aveți pubele? Nu avem pubele, dar mașina de gunoi vine și ridică gunoi din poartă în poartă. Fiind un bun gospodar acasă, mi-am dorit să fiu un bun gospodar și în comună. De aceea, când am intrat, am preluat funcția de viceprimar, mi-am dorit în primul rând să igienizăm comuna. De ce am făcut asta? M-am gândit că și eu când plec prima oară de acasă, mă spăl pe față, mă aranjez și după aia ies pe stradă. Pe stradă. Așa m-am gândit și la faptul. Hai să începem cu igienizarea comună și chiar erau zone unde erau aproape munți de gunoaie. Mi-aș dori înnoirea parcului auto la primărie. Avem o autobasculantă cam, da, e veche și a făcut treaba și încă mai merge, dar mi-aș dori o autobasculantă, nu nouă, în funcție de buget. De buget. Am preluat o idee de la altă primărie din jurul Suceavei. Mi-aș dori o ambulanță. O ambulanță, că sunt o grămadă de oameni cu probleme,
până sună omul la ambulanță, până vine de la Fălticeni, exact. Dacă ai la Fălticeni ocupată și dus în altă parte, pe noi. Tu te la Suceava, până vine aia de la Suceava, exact. Se lasă cu mormântare, Doamne ferește. Mai sunt fel de fel de cazuri. Sau, eu știu, o nevoie, un pacient are nevoie de un transport undeva și nu are cum. Se folosește de ambulanța comune. Chiar această idee am preluat, v-am zis, de la o comună de pe lângă Suceava. Super tare, eu sincer să vă spun, nu de la Mitocul Dragomirne. Urmăresc. Mitoc? Da. M-aș mai dori în plus un microbus pentru copii. Sunt câteva zone unde vin chiar la 3, 4, 5 km vin copiii. Aduce ori părinții, ori... Ori pe jos. Pentru că avem un singur microbus și nu face față să-i preiei. Ar trebui cel puțin două. Unul avem și ar mai trebui încă unul. Avem o grămadă de vitezomani în comună. Pe drumurile comunale, o grămadă de oameni mi-au zis că trebuie montate limitatoare de viteză. Sau faceți ca la Viena, domnul viceprimar. În centrul comunei doar cu căruțele. Frumos, elegant, faceți în comună. Sincer, nici căruțe nu mai avem, nici cai, cum era pe timpuri. Nu mai sunt. Sunt, dar puțin. Doar cai putere aveți. Doar cai putere și mulți. Foarte mulți. Sub capote. Foarte mulți. Sperăm să puteți implementa chestia asta, că e dezastru cu accidentele și cu copiii. Da, da, da. Pe drumul județean e un pic mai greu. Dar pe drumurile comunale... E direct apanajul dumneavoastră. Exact. Recompensarea elevilor premianți și a celor care obțin performanțe în diferite domenii. De exemplu, sunt copii care avem pe cineva la canotaj, sunt mai mulți, pe cineva care merg la olimpiade și orice mic gest făcut lor, cumva îi impulsionez copiii să mai meargă mai departe. Sau un exemplu am chiar în familie, am fetița care merge la concursul de matematică. Și pentru dânsa și 20-30 de lei sau 100 de lei. Zice, uite, tati, mi-a dat 100 de lei. Am mers primarul. La primarul e altceva. Doamna Neala, vezi ce suflet și viceprimarul. N-ar da de la el din buzunar. Totdeauna banii primăriei. Da. Ce suflet de tată. Așa și eu n-aș da de la mine. Lasă de la primăria, că e mai bine. Sunt mulți copii premianți? Ați avea motiv ca să spunem, vrem să le vedem? Sau vreți soția e învățătoare acum și, din câte am înțeles, anul ăsta se oferă doar un singur premiu întâi, cu media cea mai mare. Înainte se dădeau 7-8 premiu întâi. Și nu cred că ar fi ceva... Nu se forțăm să-i îmbiem, să-i ispitim să facă școală mai mult. Să-i motivăm cumva. Asta e cuvântul, da. Să-i motivăm să vină la școală să facă performanță. Da, da, da. Par niște lucruri mărunte, dar care se poate realiza. Alea mari o să vină pe parcurs. Astea se pot realiza din banii, din bugetul local. Alea mari trebuie să batem în ușă mai departe. La guvern sau la Consiliul Județean. Depinde să aveți ușa deschisă exact. De pe 9 iunie. Exact. Fiind tată cu doi copii, nu avem un parc de joacă în comună. Avem unul acum care încă nu s-a dat drumul, dar de 3 ani jumate stăm fără un parc de joacă pentru copii. Eu dacă vreau să duc copii undeva, trebuie să merg până la Fălticeni sau eventual la Suceava. Mi-aș dori un parc de joacă. Am o doamnă consilier care este educator la o grădiniță din comună. A venit cu o idee foarte bună. Amenajarea unor grădini de vară în curțile tuturor școlilor, că avem 3 școli. Asta în ce costă? Niște o căsuță, un topogan, un balansoar, eventual o trambulină. Iese copilul un pic în pauză, se mai dă pe o trambulină, 50 minute se recrează și după aia trece la ore. Și am luat-o ca o idee bună și o văd ca o idee bună, ca părinte. Și bănuiesc că nu-i ceva irealizabil. În comun avem mai multe biserici. V-am zis, este o biserică pe stil vechi și două pe stil nou. Și ambele au lucrări în derulare. Mi-aș dori un ajutor pentru locașul de cult, atât financiar cât și material, că știți cum e. Dacă nu ajutăm noi, toate astea se fac pentru comunitate și rămân peste ani și ani. Îmi doresc în continuare să susțin zilele comune, eventual când se fac zilele comune și cu sprijinirea unor producători locali. Avem câteva stânti în comun, unul vine cu o bucată de brânză, cineva poate cu 2-3 roșii, își face și reclamă, mâncăm și ceva bun din comun, sănătos, exact. Avem podul care traversează râul Râșca. Aș dori să montare niște stâlpi cu panouri solare pentru iluminarea podului ce traversează râul Râșca. Poate reușim să facem un parc fotovoltaic pentru a asigura energia electrică a instituțiilor din comună și a iluminatului public. Ceva, ca să nu mai plătim bani pentru iluminatul public, ar fi perfect să-l producem chiar noi aici, în comună. Spațiu, adică loc aveți unde un loc este, un teren? Este.
Și asta să faceți pe fonduri europene sau pe ce fel de fonduri? Guvernamentale europene sau fonduri locale? Aveți bani la buget nu local? Nu cred că cu banii locale am putea face ceva, ori fonduri guvernamentale, ori fonduri europene. Și nu în ultimul rând, mi-aș dori periodic organizare de adunări cu cetățenii din comună pentru a discuta problemele acestora. Pentru că probleme sunt. Vrem, nu vrem, tot timpul sunt probleme. Ori de un fel, ori de altfel. Astea sunt proiectele noastre? O parte. O parte dintre ele. O înțeles. Deci zic îmi doresc. Că din multe ori știți cum e. Când spui îmi doresc, s-ar putea să și aveți întâmple. Aveți grijă ce vă doriți, domnul. Că se poate întâmpla. Că se poate întâmpla. Dacă mare atenție ce vă doresc. M-ați urmărit, majoritatea zic îmi doresc, îmi doresc. Da. De asta îmi doresc, poate de Dumnezeu. Și se întâmplă. Dar dacă se întâmplă și ajungeți primar, știți că vin pe capătul dumneavoastră să vă întreb, unde e promisiunea? Cu mare plăcere. Unde e promisiunea 11? De ce nu faceți promisiunea 11? După cum vedeți, nu am venit cu geamantanul. Cu geamantanul și cu promisiuni mărețe. În comună mai sunt uliți care nu sunt asfaltate în totalitate. Îmi doresc să terminăm cu asfaltarea tuturor străzilor din comună. Dar totuși suntem în 2024 și sperăm la un lucru banal, să zicem, în alte țări, asfaltul. Deci asta este, da? Domnul Pavel, mai spun o dată, aveți grijă ce vă doriți, că o să se întâmple. Și o ferească Dumnezeu să nu se întâmple ce mi-ați promis. Unu cu unu, fac doi, domnul primar. Și ați văzut că v-am spus, domnul primar, deci simt eu ceva aici că se poate întâmpla. Mesajul de final către oamenii din comuna Bogdănești, vă rog. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din comună și celor care mi-au fost alături și celor care nu mi-au fost alături. Prin munca mea viitoare, poate o să-i conving și o să-mi fie alături. Vă aștept pe 9 iunie la vot. Votați-mă dacă aveți încredere în mine. Doamne ajută și... Gândul cel bun, cum se spune. Exact. Succes, maxim, domnul Pavel. Acesta este candidatul PNL, domnul Daniel Pavel. Fiecare dintre dumneavoastră, cei din Bogdănești, că despre oamenii de aici este vorba, îl știți, îl cunoașteți, v-a fost consilier, v-a fost viceprimar. Acum voi o să hotărâți dacă vă va fi primar. Eu pot doar să vi-l arăt, să vi-l prezint, să-l gustați, să-l pipăiți, cum spun de fiecare dată, și să decideți. 9 iunie este o dată foarte importantă pentru domniile voastre și pentru domnia sa. Însă comentariile le puteți face până pe 9 iunie. Eu vă aștept. De aici, de la Bogdănești, susținem-le.